președinte. Vreau în primul rând să transmit un mesaj celor care nu au niciun reper și care nu înțeleg cum funcționează politica într-un stat. De asemenea, mai au mult de citit în ceea ce privește istoria acestei țări, dar e de înțeles, a rămas istoria cu o oră la 4 ani în liceu și atunci înțeleg de ce sunt unii analfabeti funcțional. De asemenea, consider că este de bun augur toată această discuție legată de unificarea României cu teritoriile ei pierdute prin furt, pentru că până acum toată lumea s-a codit. În spațiul public aproape au făcut unii mare campanie electorală, dar după aceea în Parlament când au intrat au uitat de promisiunile lor. Și atunci eu vă întreb, de ce vă este frică atunci când se vorbește despre necesitatea unirii Republicii Moldova cu România și despre faptul că prin această unire s-ar produce automat și intrarea în Uniunea Europeană? Și am înțeles de la domnul Corlățean următorul lucru. Timpul a expirat, mulțumesc. Și cu asta închei, am înțeles următorul lucru. În Germania a fost și putință și voință, în România o fi a voință, degeaba putință. Mulțumesc.